casă din 33 la capătul satului Hoghiz. Și aici 1957. Și acolo avem o biserică. Văd! Păi a găsit Cristi un șarpe aici. Te-ai frică de șarpele ăsta? Hai că-l iau eu. E mic de lui. Dar nu știu cu ce să-l iau. Un băț. E în drum? Păi e cam în drum, da. Ia. Fugi, bă, de acolo. Ia, fugi. Uite-o, da. Uite-o, da. Uite-o. Eu știu ce dracu. E urât. Vreau să mă duc la cascadă și nu reușesc să dau șarpele ăsta la o parte. E locul lui, dar vreau și eu să... Ia, ia uite ce vrea să muște. Nu vrea, nu vrea. Ia uite cum face. Fugi, mă, firara, n-ai visă. Nu vrea, mă, să fugi. Păi, dacă l-aș lua... A fugit, nu? Nu. Nu trebuie o de asta mai mare să-l arunc. Ia vezi, nu găsești pe hubit. Păi nu e, mă, nimic, mă. Ei, nu e nimic. Ia uite-te, nu mă vezi? Uite, aici sunt. Unde ești, că nu te văd? Ei, unde sunt? Hai, că acum te văd, dar... Uite, mă, aici. Da, te-am văzut, dar hai. Fugi de acolo, că... Acum e frică de ceasă. Lasă-l, că e aici în colț. Stai să vedem ce găsim pe aici. Ia să vedem ce cascadă e aici în Hoghiz. Sens unic. Ce tare. Sens unic. De aici am venit. Șarpele m-am aruncat mai încolo, că nu se dădea din drum. Da, ieși din peșteră. Stai așa, ieși și mă duc la cascadă. Da, da. Mergem la cascadă. Stai o clipă, că vin. Și asta e cascada. Ce tare. Cascada din Hoghiz. Ia uite ce am găsit aici. Cu greu am ajuns la ea, printre niște pietre. Un șarpe veghea calea, trebuie să-l dăm la o parte. Dar e frumos aici. Ia uite. Cascada.